nu primesc nici bani și nici ordine de la nimeni. Nu sunt datoare nimănui. M-am făcut vocea nevoilor și durerilor dumneavoastră și mi-am asumat lupta pentru a găsi soluții pentru problemele din fiecare casă. Aș fi bucuroasă dacă toți candidații la președinție vor semna acest contract și să fie credibili. Din păcate, mulți dintre ei, marionete mânuite din umbră, prin fire văzute sau nevăzute de maestru Păpușar, nu fac decât să încerce să vă sperie, să vă amenințe și să vă cumpere. Cu unicul scop de a continua să vă fure și să vă țină în sărăcie și în frică, fără niciun viitor. Sau să vă alunge din case, în privegie, pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră în lumea largă.